Am venit în vizită cu căsuța noastră, Pura Vida, să vedem căsuța de la Mob Expert. Și vrea și Sofia în vizită. Ia, hai să o dăm și pe jos. Jos. Gata, a venit și Sofia. Opa. Hai să vedem ce e aici. O căsuță. Și o căsuță. Da, ce înseamnă mai lată? Birou. Următorul stop la Dedeman, să mai cumpărăm câte ceva lângă Ikea. Eu o filmez pe Anda, care filmează pe cei care filmează căsuța. Căsuța noastră verde, ce se află în parcare la Dedeman. Totul funcționează în ea, curent, electricitate, pentru că avem de la ei acumulatori, baterie și panou solar. Și am aranjat-o frumos, frumușel, ia uitați aici, electricitate, panou solar și prietenii noștri de la Aleph News, care trag niște cadre, filmează un pic căsuța. Cum îi spui tu? Căsuța, căsuța ta, căsuța mea, căsuța mea, da. Este încă legată de mașină, eu am vopsit astăzi aici logo Pura Vida, căci urmează să plecăm cu ea în Italia. Dacă o să reușim. Da, dacă o să reușim. În seara asta să mai parcurgem niște kilometri, să ieșim din București și mâine să ieșim din țară. Sofia, parcare la Dedeman, desculță Eva la fel. Ne distrăm și filmăm cu Aleph News. Ora 10 și jumătate, tot la Băneasa. Reparăm ușa și avem servicii premium dintr-un fustat cu nou aproape. Asta servicii de 5 stele, cum se cheamă firma, domnul? Am găsit-o pe internet. Ecopress, am găsit-o pe internet, a venit acum. Stai, uite și ți-ar duc și jucării pentru copii. Poți să o folosesc, da? Neața din București, n-a fost chiar visul meu de loc de campaj de dormit. Dar asta e, trebuie să rezolvăm cu ușa. Mulțumim Ionuț că a venit să o regleze, să stea mult mai bine. Și merg după o cafea la Five to Go, mi-am amintesc chiar aici, sper că nu mi-am amintesc greșit. Și în sfârșit să ne îndreptăm spre Italia. Am văzut roțile, deși erau destul de bine aflate, mi se pare că totuși era cam lăsată. Am văzut anizare în aici. Cât are aici? Am trecut și dealul negru cu căsuța după noi. Am mers bine, fără probleme, urca chiar cu a treia. Și am oprit la Dedulești pentru o masă tradițională românească cu ciorbă de burtă, mici, costiță. Sofie îi place foarte mult ciorba de burtă, poate ați remarcat. Și a mâncat cu mine foarte bine. Mai și un mic întoarec și cu căsuța în spate. Aș mai duc o rulotă. Te-am oprit la peisaje idilice, e drumul paralel cu Valea Oltului, foarte aglomerat cu tiruri. Pe aici e mai frumos, doar că e prost drumul. Consum 16,3 până acum, cu casa înaltă de 4 metri în spate, destul de bine, ce foarte bine. Nine.
9, 10. Bravo, Eva și Sofia, bravo! Ne apuntim de Timișoara. Mai avem 40 de minute. 9 ore și 5 minute de condus azi. 178 de kilometri pe drumurile proaste din România până ajung la autostradă. 16 loc consumul, cu toată casa în spate. Căsuța. Și așa se încheie ziua noastră, după 11 ore aproape de condus, în jacuzzi, la Ovidiu, unde suntem invitați în Timișoara, mă rog, lângă Timișoara. Eu voi dormi în căsuță, iar fetele în casă, în casă foarte mare. Da? Eva? Noapte bună! Noapte bună tuturor! Sofia, noapte bună! Hai la piscină! Hai la piscină, bună dimineața! Ia uite cât de fain e aici. Dita mai domeniul. După jacuzzi aseară, azi ne bucurăm doar de vederea piscinei. Foarte fain amenajat, cu foarte multe plante. Clădire pentru evenimente, nu pentru cazare. Anda a făcut harnică și o mașină de haine. Și ne îndreptăm spre vânzare. Continuarea bună dimineața după o oră de pregătiri. Suntem aproape gata să plecăm mai departe. A făcut ordine frumos înăuntru, era haos. Haide mergem. Și am o mare realizare. Ia să vă arăt. Ia uite aici, am reușit să prind panou solar chiar aici pe ladă, iar de desubt e bateria și se încarcă, pentru că efectiv nu reușeam niciodată să o încărcăm, că mai mult pe drum. Așa că acum avem și panou solar. La revedere! Plecăm de aici, de unde am stat, aproape de Timișoara. Da. Am și eu nevoie de o mașină, de un... I need a ride! Am ajuns în frumoasa Timișoara. Vom reveni în curând la Flight Festival. Săptămâna viitoare. Trecem pe lângă primărie. Stai așa să te mergi. City Center. Prietenii noștri de la Ibis, hotelul acesta foarte, foarte mișto, modern, așa, are un vibe foarte fain, care este chiar în centrul Timișoarei. Am venit să ne vedem cu prietenii noștri de aici și să facem niște poze cu căsuța pura vida ta în casă. This is the lobby of the hotel. Very dynamic and fresh. And the reception. And the tiny house just parked outside. Supraveghează căsuței la Ibis, unde au un restaurant foarte fain și un bucătar italian. Am trebuit să-l pun niște paste grozave. Căsuța noastră în Timișoara, la Ibis. O ultima alimentare în România, la prețuri de România, TVA inclus, înălțime maximă. Am intrat în Ungaria, făcut un pit stop. Și oprește lumea și cu mașina să vorbească cu noi, să afle mai multe informații. Ne îndreptăm spre Balaton. Tot temă de sau vine seara să vedem cum a ajuns din Copila. Da. Sofie, pe cine suni? Și ce îi zici? Ce îi zici? Vii? Te aștepte, ia zi, alo. Alo. Și Mona? Iată că am ajuns la lacul Balaton, în curând ne vedem și cu prietenii noștri, Răzvan și Ramona. Ne-am campat chiar lângă lacul Balaton, o să vedem dimineața
După ce m-am plimbat o grămadă cu bicicleta, să identific locul perfect. Iată-o și pe Ramona, prietena fetelor, și Răzvan, care a plecat după bere la autorulotă. Aveam bateria de la iacumulator.ro, super tare, care ne luminează toată căsuța. Aveam lumină și la baie și prizele merg. Aici trebuie să punem la loc ce a căzut mâine. Și cam asta e. Paste de la Ibis de la Timișoara cu fructe de mare, se hrănesc fetele la pământ.